Deputatul Dumitru Lovin cere la Ministerul Sănătății tomograf și RMN pentru drăgășani. Deputatul Dumitru Lovin ridică o nouă problemă de interes major pentru vâlcenii care trăiesc în zona Drăgășani. De această dată, prin intermediul unei interpelări adresate în ședința de plen din 5 iunie 2019 a Camerei Deputaților, parlamentarul Aldei a solicitat Sorinei Pintea, Ministrul Sănătății, să doteze spitalul din Drăgășani cu aparatura medicală de strictă necesitate, tomograf și RMN. Interpelarea adresată doamnei Sorina Pintea, Ministrul Sănătății. Obiectul interpelării, dotarea spitalului din Drăgășani cu aparatură medicală de strictă necesitate, tomograf și RMN. Doamnă ministru, cu toate că locuitorii din județul Vâlcea, peste 200.000 la număr, plătesc taxe și impozite, o bună parte fiind direcționate către sănătate, singurul spital care îi deservește cel din municipiul Drăgășani este privat în continuare de aparatură de strictă necesitate, cum ar fi tomograful sau RMN-ul. Este probabil singura zonă din Uniunea Europeană în care serviciile medicale sunt atât de primitive și nu aș vrea să reiau ideea cu privire la drama pe care o trăiesc cu oamenii care ajung să aibă nevoie de spitale și se tem pentru viața lor, pentru că știu că nu sunt decât niște cobai. În toată Uniunea Europeană, până și clinicile de cartier dispun de asemenea echipamente și este strigător la cer faptul că la noi resursele nu sunt direcționate către priorități, sănătate, educație, infrastructură. În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizați punctul de vedere cu privire la situația prezentată mai sus și cu autoritatea de care dispuneți să găsiți cele mai bune soluții de rezolvare. Deputatul Dumitru Lovin a solicitat răspuns scris și oral din partea ministrului Sănătății Sorina Pintea în ceea ce privește dotarea spitalului din Drăgășani cu tomograf și RMN.